În vârstă de 28 de ani, Cătălin Vraciu a fost golgheterul seriei 1 din Liga a 2-a în sezonul trecut, cu 20 de goluri marcate în 31 de jocuri. Ajuns în toamnă la Timișoara, Vârful Băcăuan a bifat doar 5 prezențe în Prima Ligă și una în Cupa Ligii. În decursul carierei, Cătălin Vraciu a mai jucat pentru formațiile FCM Bacău, FC Botoșani și Dunărea Galați și este cotat de site-ul transfermarkt.ro la 150.000 de euro. De cealaltă parte, Robert Grumezescu are 23 de ani, iar de-a lungul carierei a mai evoluat pentru FCM Dorohoi, SC Bacău și ACS Berceni. Pe lângă cei doi atacanți, în lotul pe care Cristi Popovici îl va deplasa miercuri în cantonamentul de la Vatra Dornei, se vor afla și câțiva jucători de la liceul cu program sportiv din Suceava. Este vorba de Cosmin Coroamă, Cosmin Buziuc, Alin Florescu și Florin Muntean.